în topul preferințelor românilor, ca de fiecare dată litoral România. Mai e ceva liber? Mai sunt câteva locuri libere. Ar fi bine ca timpul să ne ajute și ziua de astăzi ne ajută. Este destul de însorit afară și locurile în stațiunea Mamaia încă mai sunt, dar nu foarte, foarte multe. Pentru că s-au optat pentru hoteluri foarte mult de 3 și 4 stele. Adică și măcar de 1 mai să ne permitem ce e mai bun. Bănuiesc că și prețurile sunt pe măsură. Prețurile sunt acceptabile. Ele pornesc undeva de la 250 de lei de persoană pe pachet de 3 nopți cu mic dejun. La hotelurile de 4 stele au incluse și o cină festivă în seara de 31. Prețurile sunt un pic mai ridicate, dar nu foarte scumpe, undeva la 400-450 de lei. Sunt opțiuni pentru stațiunile balneoclimaterice. Băile Felix sunt în top, urmate de băile Herculane, chiar că Limonești Căciulata, dar acum opțiunea românilor este un pic în funcție de zona geografică din care se află. Cei din vest automat optează mai mult pentru Felix și Herculane. Cei din zona noastră, un pic mai din sud, merg către stațiunile ceva mai aproape. Pentru că de marți începe munca, da. Să zicem. Și montane, da.